Este ora 13, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. În emisiunea de astăzi vom reveni la un subiect extrem de interesant și în același timp important în domeniul medicinei, și anume complicațiile diabetului. Dincolo de importanța în sine a temei și de numărul mare de pacienți care suferă de aceste complicații, avem un motiv special pentru a face referire la aceste patologii. O să vedeți detalii despre o contribuție românească importantă în domeniul cercetării în ceea ce privește complicațiile diabetului. Doi medici români, profesor universitar dr. Gabriela Radulian, care este președintele Societății de Neuropatie Diabetică din România, și Ovidiu Alin Știrban, au făcut parte dintr-o echipă internațională de 15 experți care a elaborat noi recomandări privind screeningul, diagnosticul și managementul clinic al pacienților cu boli, cu polineuropatie diabetică. Permiteți-mi să-l salut pe medicul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate. Este în platou, cum deja m-am obișnuit, în fiecare duminică. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! O să dezbatem acest subiect pe parcursul emisiunii 360 Medical de astăzi. Eu sunt Aneta Sângerzan. Începem! Doamna profesor universitar dr. Gabriela Radulian este, așa cum am spus, unul dintre autorii acestui nou set de recomandări internaționale. Colegii mei de la 360medical.ro i-au adresat câteva întrebări. Prima s-a referit la importanța acestor recomandări formulate de către cei 15 experți internaționali și cum îi ajută acestea pe pacienți și pe medici. Vreau să vedem răspunsurile pe care le-a dat referitor la această temă. Polineuropatia diabetică este o afecțiune heterogenă din punct de vedere clinic, cu multiple provocări din punct de vedere al diagnosticului și managementului. De aceea, clinicienilor le este util să aibă la dispoziție un document care sintetizează într-o manieră științifică riguroasă datele disponibile actualmente. Ghidurile publicate până acum pot aduce confuzie pe alocuri, neexistând un consens privitor la tratamentele folosite în prima, a doua sau cea de-a treia linie terapeutică. În noiembrie 2020, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, a avut loc conferința internațională de consens asupra screeningului, diagnosticului și tratamentului polineuropatiei senzitivo-motorii. Experții medicali aleși sunt lideri de opinie reputați în domeniul managementului diabetului zaharat într-o multitudine de țări care acoperă o largă arie geografică. Cu mândrie și responsabilitate am reprezentat România în acest grup, în speranța de a putea reda ulterior, direct, cât mai mult din experiența acumulată în acest proiect, colegilor mei din țară, care îngrijesc persoanele cu neuropatie diabetică. Experții internaționali au sumarizat ideile discutate în cadrul conferinței și evidențele științifice disponibile pe această temă, iar rodul muncii lor sunt recomandările clinice emise în acest document de consens. Există trei mari deziderate în managementul integrat al polineuropatiei diabetice conform consensului experților internaționali, publicat acum, în luna septembrie 2021, în Diabetes Research and Clinical Practice, jurnal al Federației Internaționale de Diabet. Aceste deziderate vizează, în primul rând, un control optim al diabetului zaharat prin modificarea stilului de viață, prin tratamentul antihiperglicemian corespunzător și intervenția multifactorială asupra riscului cardiovascular. În cel de-al doilea rând, vizează un tratament orientat spre mecanismele fiziopatologice ale afecțiunii cu acid alfa-lipoic și respectiv benfotiamină, și în cel de-al treilea rând, vizează tratamentul simptomatic al durerii, ce include antidepresive, anticonvulsivante, opioide, patch cu capsaicină, dar și alte opțiuni non-farmacologice.
Da, o să mai vedem pe parcursul emisiunii și alte intervenții ale doamnei profesor Radulian. Domnule doctor Fotin, de ce este atât de importantă contribuția românească despre care doamna profesor Radulian a vorbit? Arată cumva că medicina din România este, cel puțin în domeniul diabetului și a complicațiilor diabetului, este cumva recunoscută la nivel internațional sau este atât de importantă pe plan internațional? Parte din răspuns l-a dat deja doamna profesor, menționând că vorbim de o cercetare care a avut ca obiectiv crearea unui consens la nivel internațional în managementul uneia dintre complicațiile diabetului. Dar dacă ne referim la cercetarea și de data aceasta cercetarea medicală, trebuie să spunem că obiectivul oricărei cercetări este acela de a identifica soluții. Soluții de screening, soluții de diagnostic, care să fie mai ușor de evidențiat, soluții legate de terapii sau de managementul unei patologii, în condițiile în care sănătatea oamenilor este afectată de acea problemă de sănătate. Practic, dacă vorbim de cercetare și, din păcate, în România, cercetarea din perspectiva investițiilor nu este foarte încurajată, putem vorbi că reprezintă un factor de dezvoltare al unei națiuni, inclusiv dezvoltare economică, dar și un factor de asigurare a prestigiului științific al unei țări pe harta lumii. Dacă ne gândim la acești doi factori, această contribuție este cu atât mai importantă cu cât știm că specialiști în inovație avem în România, dar în contextul în care cercetarea este subfinanțată în România, nu există dotări, nu există măsuri legislative de stimulare sau de încurajare a acestei cercetări, cu atât mai importantă este această contribuție românească. Dacă ne gândim la sistemul medical, putem spune că ceea ce vedem astăzi reprezintă o radiografie a sistemului, bună sau rea, dar dacă vorbim de cercetare, aceasta reprezintă capacitatea țării, capacitatea noastră de a inova, de a evolua. Și din această perspectivă, iarăși este importantă această inovație. România alocă foarte puțini bani pentru cercetare, dacă este să discutăm despre asta. De altfel, obiectivele stabilite la nivel european de a aloca anumite procente din PIB cercetării și dezvoltării sunt unele pe care nici Europa nu le-a atins, dar rămite România la nivel individual. România, Malta și Cipru, conform ultimelor date Eurostat, alocând cel mai mic procent din PIB cercetării și dezvoltării. Rămânând la nivel internațional, state precum Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii, Japonia, China, care investesc procente importante din produsul intern brut pentru această ramură, cercetarea și dezvoltarea. Cam din aceste perspective, cred că faptul că medici români sunt menționați în astfel de rezultate, în astfel de cercetări, care, iată, asigură un consens la nivel internațional, ceea ce nu este puțin lucru, este importantă această prezență românească acolo. Deci noi, ca resursă umană, suntem în Întotdeauna, top. întotdeauna. Problema e alta. Da, întotdeauna medicii din România au fost apreciați când am vorbit de cercetarea medicală. Problemele în România au fost legate de importanța pe care noi ca societate sau, în fine, Sau statul, noi ca stat, noi da. ca stat, o acordăm acestei ramuri de dezvoltare. Știm cu toții că cercetarea presupune răbdare, presupune performanță, presupune resurse, dotări care să fie la un anumit standard. Nu întotdeauna rezultatele cercetărilor sunt cele pe care le așteptăm și trebuie să o luăm de la capăt.
Dar exact ăsta este sensul acelei răbdări. Performanța se obține cu dificultate și cu investiții. Resursele umane existente însă în România, specialiștii, cercetătorii, pe care de altfel de multe ori îi vedem susținuți de alte țări în proiectele lor de dezvoltare, nu ne lipsesc. Au fost, a fost elaborată o serie de recomandări care au fost transmise ulterior de către experții internaționali. Până să discutăm noi, domnule doctor Fotin, despre aceste recomandări, vreau să vedem încă o parte din interviul pe care doamna profesor Radulian l-a acordat colegilor de la 360 Medical, pentru că o altă întrebare a făcut referire la exemplificarea acestor recomandări transmise de experții internaționali. Vedem ce a spus doamna profesor și completăm informațiile cu domnul doctor Fotin. Pentru controlul diabetului și atingerea țintelor glicemice, avem astăzi la dispoziție o largă varietate de medicații eficiente cu profil de siguranță favorabil, atât sub formă orală, cât și injectabilă. Dar, din punct de vedere al tratamentelor patogenice în polineuropatia sensitivomotorie, există câteva molecule, respectiv acidul alfa-lipoic și benfotiamina, care s-au dovedit utile în a influența stresul oxidativ și sinteza produșilor de glicare avansată, substratul molecular al afectării nervoase. Și pentru controlul simptomatologiei dureroase, avem la dispoziție soluții terapeutice, fie cu administrare sistemică, fie locală. Medicații din categoria unor antidepresive moderne sau opioide pot asigura controlul algic chiar și în cazuri mai dificile, asociind și o calitate a vieții rezonabilă. Deoarece nu există o abordare completă a simptomatologiei polineuropatiei diabetice sensitivomotorii printr-o singură soluție terapeutică, trebuie avut în vedere tratamentul asociat cu multiple clase medicamentoase, respectiv un tratament combinat, patogenic și simptomatic. Uneori, în funcție de particularitatea cazului, este nevoie și de asocierea unor metode non-farmacologice, cum ar fi acupunctura, terapia psihologică sau stimularea electrică transcutanată. Recomandările consensului pentru screeningul, diagnosticul și managementul polineuropatiei diabetice sensitivomotorii vizează îmbunătățirea calității îngrijirii medicale și reducerea diferențelor în abordarea clinică a acestei patologii. Acest consens se adresează atât medicilor specialiști, cât și medicilor de familie, în vederea reducerii prevalenței acestei complicații cu puternic impact socioeconomic, dar și pentru a demonstra beneficiile tratamentului neuropatiei diabetice centrat pe pacient. Da, vă spuneam că sunt o serie de recomandări făcute de experții internaționali despre care doamna profesor Radulian a vorbit, recomandări de care românii țin cont, domnule doctor Fotin, însă tot până la un anumit punct, deoarece inovația și tehnologia poate nu ne permite de multe ori să ținem cont de absolut tot ceea ce ne recomandă experții internaționali. Acum, ca să discutăm de acest consens care face referire la neuropatia diabetică, subiect pe care noi l-am mai abordat în emisiunile noastre, în contextul în care diabetul este o problemă de sănătate publică și nu doar în România, pentru că asistăm la o pandemie de diabet zaharat tip 2, în contextul în care stilul nostru de viață s-a modificat, în contextul
sedentarismului, în contextul factorilor de mediu care favorizează apariția diabetului zaharat. Și alimentație necorespunzătoare. Occidentalizarea stilului de viață cu inclusiv tipul de alimentație pe fugă, fiind un factor de dezvoltare al diabetului zaharat. Doar dacă ne gândim la studiul de prevalență efectuată în România, care a arătat că diabetul se întâlnește în România în procent, în populație într-un procent de 11,6%, ceea ce înseamnă un număr mare de pacienți. Dacă ne referim că peste jumătate, 60% din acești pacienți sunt diagnosticați și la momentul diagnosticului prezintă deja o complicație a diabetului zaharat, inclusiv neuropatia diabetică, aceasta face cu atât mai importantă această recomandare științifică în sensul creării cadrului uniform de intervenție pentru această complicație. În România există un program național de diabet, de fapt este cel mai mare program național al Casei Naționale de Sănătate, dintre cele 14 pe care le derulează, când ne referim la numărul de pacienți înscriși. Încă mai sunt pacienți de diagnosticat, ținând seama de procentul despre care vă spuneam, pentru că nu sunt toți pacienții în program. Parte dintre ei fie nu sunt diagnosticați, fie sunt cu forme de boală care nu necesită terapie și atunci nu au ajuns să fie incluși în program. Dacă ne referim la nivelul de finanțare, 20% din fondurile alocate programelor naționale ale Casei Naționale de Sănătate sunt alocate acestui program. Numărul de pacienți înscriși în program în ultimii 10 ani este de 5 ori mai mare. Fondurile alocate au crescut și ele cu același număr de procente, depășind, începând cu 2018, valoarea de 1 miliard de lei, doar pentru acest program. Prin urmare, fiind o problemă de sănătate publică, un management integrat, unitar, așa cum ne-a spus doamna profesor, care să fie implementat atât de medicii specialiști, cât și de medicii de familie, va face ca screeningul neuropatiei diabetice, complicației diabetului zaharat, să fie unul mai susținut. Dar practic, unde ar putea fi diagnosticat și tratați pacienții? Ca și până acum, în managementul diabetului zaharat și al complicațiilor acestuia, fie că vorbim de complicații cardiovasculare, că vorbim de complicațiile oftalmologice, renale sau neurologice, ca și până acum sunt specialiștii, fiecare cu specialitatea respectivă, care intervin în managementul acestei patologii, dar și medicii de familie care fac screening. Ce aduce nouă această cercetare este faptul că există un consens, un tip de abordare unitară. Nu exista pentru neuropatia diabetică o astfel de abordare unitară. Fiecare medic, în funcție de experiența proprie, intervenea pentru a-și trata pacienții. Managementul diabetului și a complicațiilor lui cuprinde, cum am mai spus, intervenția unei echipe multidisciplinare. Vorbeam noi la un moment dat inclusiv de intervenția podiatrului, care să monitorizeze evoluția neuropatiei diabetice și prin acest mod să scadă riscul de amputație la nivelul membrelor. Spuneam și cu alte ocazii că în România s-au efectuat peste 50.000 de amputații legate de neuropatia diabetică. Impactul complicațiilor diabetului asupra pacienților este unul extrem de important. Pe de-o parte, prin afectarea calității vieții, a gradului de dependență față de alte persoane, a afectării profesionale, dar și a creșterii mortalității prin aceste complicații. Iar în acest context pandemic am văzut cu toții că
diabetul zaharat reprezintă o cauză de a face forme grave de COVID, de exemplu. De 75% riscul este mai mare la un diabetic de a dezvolta forme grave de COVID. Și cu atât mai mult în cazul pacienților care au dezvoltat și complicații ale diabetului. Cu atât mai mult. De aceea este importantă această abordare. Pe lângă recunoașterea valorii științifice aduse de specialiști din România, acest consens și această abordare integrată în managementul unei patologii va face ca impactul asupra calității vieții pacienților și a dezvoltării de complicații să fie unul mai mic. Mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne-a mai rămas încă o parte din interviul cu doamna profesor Adulian, pe care o să puteți să urmăriți în doar câteva minute. Vom discuta despre recomandările specifice în privința diagnosticului și managementului clinic al pacienților cu polineuropatie diabetică senzitivo-motorie, care afectează circa o treime dintre pacienții cu diabet, dar o să vedeți în doar câteva minute, o să ne explice doamna profesor Adulian toate aceste aspecte. Ne întoarcem. Am revenit în direct și vă promiteam înainte de pauza de publicitate că doamna profesor dr. Gabriela Radulian a mai vorbit și despre recomandările specifice în privința diagnosticului și managementului clinic al pacienților cu polineuropatie diabetică senzitivo-motorie, care afectează circa o treime dintre pacienții cu diabet. În cadrul interviului pe care l-a acordat colegilor de la 360medical.ro. Și vă spuneam că o să vedem ceea ce a declarat doamna profesor Radulian. Vă propun să facem acest lucru în cele ce urmează. Formele netratate și complicate de polineuropatie diabetică pot duce în cazuri extreme la amputații la nivelul membrelor inferioare. De aceea, printr-un screening timpuriu, educație terapeutică specifică și o abordare susținută încă de la momentul diagnosticului, aceste deznodăminte invalidante pentru pacient pot fi evitate. Iar la nivel de sistem de sănătate, rata spitalizărilor și costurile aferente pot fi mult reduse. România are un avantaj unic, deoarece aici există specialiști diabetologi care sunt pregătiți să trateze specific diabetul zaharat și complicațiile acestuia, comparativ cu alte țări unde diabetul zaharat este îngrijit de medicul internist, endocrinolog sau medic de familie. Screeningul polineuropatiei diabetice este o modalitate simplă, ușor accesibilă personalului medical. Cred că o mai largă cunoaștere a importanței acestei patologii și a procedurilor de screening și de către colegii din alte specialități la care pacientul cu diabet zaharat ajunge deseori poate duce la un diagnostic cât mai precoce al neuropatiei diabetice. Totodată, principalul beneficiar al tuturor acestor măsuri rămâne persoana cu neuropatie diabetică. Ea trebuie să fie informată de la diagnosticul diabetului zaharat despre riscul de complicații și totodată să fie responsabilă în ceea ce privește recunoașterea simptomelor neuropatiei diabetice, inspecția zilnică a picioarelor și prezentarea promptă la medic în cazul apariției unei ulcerații. Pandemia COVID-19 și transformarea masivă a serviciilor medicale în telemedicină a adus cu sine provocări nebănuite în ceea ce privește managementul piciorului diabetic. De aceea trebuie să remarcăm faptul că și acest consens recomandă o evaluare inițială a simptomatologiei prin telemedicină, iar pacienților care au nevoie doar de tratament, li se poate institui de la distanță, însă acolo unde există un risc crescut de ulcerație, se recomandă prezentarea în cabinetul medical, în ciuda riscului pandemic.
În concluzie, recomandările consensului experților internaționali privind screeningul, diagnosticul și managementul polineuropatiei diabetice senzitivo-motorii pentru practica clinică constituie o nouă provocare, în special pentru sistemele de sănătate, în vederea reducerii apariției celei mai frecvente complicații a diabetului zaharat, dar și a unui diagnostic precoce și a unui plan terapeutic optim. Societatea Neurodiab România va promova acest consens la toți specialiștii din echipa multidisciplinară implicată în îngrijirea persoanelor cu neuropatie diabetică pentru reducerea complicațiilor sale și în vederea creșterii calității vieții lor. Da, trebuie să mai luăm încă o scurtă pauză, după care revenim la concluzii cu domnul dr. Nicolae Fotin. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct pentru concluziile acestei emisiuni. Am discutat și astăzi despre diabetul zaharat și despre complicațiile acestei afecțiuni, una dintre ele fiind neuropatia diabetică. Domnule doctor Fotin, la capitolul cercetare și inovare am văzut România nu stă prea bine decât dacă facem referire la resursa umană. Resursa umană care este extrem de generoasă, dar care la un moment dat se lovește de niște obstacole, obstacole puse tot de statul român. Nu stăm bine la capitolul cercetare și inovare, nu avem fonduri alocate în acest domeniu, în timp ce diabetul și complicațiile acestei afecțiuni sunt din ce în ce mai răspândite la nivelul României. Și vor fi din ce în ce mai răspândite, de aceea este important screening-ul în special pentru depistarea cazurilor și, în fine, implementarea măsurilor terapeutice necesare. Pentru că și dacă vorbim de neuropatie diabetică, ea este o complicație a diabetului, dar care poate fi identificată încă de timpuriu și implementarea sau instituirea măsurilor terapeutice va face ca evoluția pacienților să fie una favorabilă. De asemenea, costurile cu medicația, costurile suportate de pacient sau de către sistemul de sănătate vor fi diminuate tocmai prin aceste măsuri oarecum profilactice, dacă vorbim de neuropatie, de o complicație a unei boli deja instituite. Cercetarea, într-adevăr, poate o să ajungem în acele zile în care va constitui o prioritate pentru statul român, dar specialiștii sunt acolo și iată că ei participă în echipe internaționale unde efortul lor este unul apreciat și publicat. Vreau să readucem puțin în discuție pe final cât de important este să ne prezentăm la medic periodic, mai ales dacă știm că avem în familie cazuri de persoane diagnosticate în trecut cu diabet sau care urmează un tratament pentru ținerea sub control sau tratarea diabetului zaharat în cazul în care nu este vorba de complicații. Dacă vorbim de diabet, exact, istoricul familial este unul dintre factorii care trebuie să ne trimită la aceste evaluări periodice pentru identificarea diabetului zaharat, dacă este cazul. Există stări numite prediabet, atunci când avem valorele glicemiei care ne încadrează nici la diabet, dar nici la normal, care de asemenea pot genera probleme și care este bine să fie în atenția medicului nostru încă din această stare. Prin urmare, este necesară monitorizarea. La această dată, diabetul se evidențiază pentru început într-un mod simplu prin valoarea glicemiei pe care toată lumea o cunoaște, că se poate realiza dintr-o probă de sânge și sau prin valori ale hemoglobinei glicozilate efectuate cel puțin o dată pe an.
Vorbeam în emisiunile trecute tot la acest capitol, diabetul zaharat și complicații. Vorbeam despre diagnostic și despre importanța punerii unui diagnostic corect în cazul complicațiilor diabetice și în acest sens vorbeam și de importanța existenței unor echipe multidisciplinare care să lucreze împreună. Despre speranțe, concluzionam prin a spune că avem speranță că se va întâmpla acest lucru. Ce ne mai lipsește la acest capitol, domnule doctor Fotin? Avem și am prezentat pacienților ce avem bune practici de astfel de echipe multidisciplinare în Spitalul Militar de la Cluj, de exemplu. Noi am avut invitații echipa de acolo, care lucrează ca o echipă multidisciplinară într-un centru pentru tratamentul diabetului, dar și al complicațiilor acestora. Astfel de ghiduri, astfel de instrumente care să integreze abordarea multidisciplinară, ar fi nevoie ca la nivel național să existe această abordare multidisciplinară în același și să fie implementată cumva și în locurile în care există posibilitatea, dar poate nu avem clar un ghid de implementare. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Fotin, pentru prezență. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi. La ora 14, colega mea Andreea Moraru vă așteaptă la Talk B1. Noi ne revedem mâine dimineață la ora 7. Pe curând!